Aveți o bază de să știți cât scris sunt în municipiul. Mai putem să știm unde avem asta probleme sesizări, nu avem de cum să avem o bază de date, nu știu dacă. Nu bine se poate captura de 10 ori și se includ atunci prețurile de capturare, de imobilizare, transportă. Eu cred că în Zalău nu avem o problemă deosebită cu câinii, spre deosebire de alte orașe. Mai avem reclamații în zona caselor, unde sunt anumiți cetățeni care mai lasă animalele libere, în special seara, da? Și bine, dacă ar avea cine să-i numere. Și problema este că legislația ne obligă ca în momentul în care i-am capturat, sunt tratați, sunt castrați, să le dăm drumul în continuare. Pentru ăștia este un inventar, da, al numărului de câini care au pentru fost... Pentru cei care trec... Bine, poate să fie capturat de 5 ori sau de 10 ori într-o lună, așa la știință. Nu. Nu, pentru că... Pentru că se vede câinele care a fost capturat, tratat, deci există o diferență între ei. Înseamnă că aveți o bază de date cu câinele care a capturat. Da, asta există. Asta l-am întrebat. Asta există, fără discuție că există, da. Cum? Toți câinii din oraș ar trebui să fie capturați care sunt vagabonzi, nu? Toți. Toți care sunt capturați. Acum, da. Haideți că... Nu, dar cum să vă bază date, sunt dați câini, că nu am să bani. Da, o să vă prezent. Care se cheltuie la o câini, dar nu știu... Să faceți o solicitare cu ce doriți și o să vă transmitem aceste date.